care e cea mai valoroasă bundiță pe care o prezentați? Cea mai valoroasă este asta de aici, din care vă arăt eu acum dumneavoastră. Și ce e de valoare? Mă refer la pui cu mărgelii, broderia, care se vede, o cusută nevastă mea. Și din cât a cusut la ea? Dacă vă spun sincer, vreo 5 luni de zile. E mult sau e puțin? E cam mult, după normal. Pentru că e multă treabă acolo, e minuțios totul. Sigur că da, fiecare mărgeluță să o iei pe ac și să o introduci. Deci sunt milioane de mărgele, e foarte greu. Și câte milioane de lei costă bundița asta? Nu știu, ca să vă spun, undeva la 2000 de euro. În jur, depinde de mărime, știți? Dacă este mai micuță, e mai ieftin. Dacă este mai mare... De când vă ocupați de meșteșugul ăsta? Mă ocup de mic copil. Părinții mi-au fost cojocari. Tata a lucrat până la vârsta de 90 de ani și o trăit 94 de ani. Și... Are cine să urmeze tradiția în familia dumneavoastră? Aș avea copilași. Am o fată și un băiat. Băiatul i-ar plăcea mai mult. Avem și socată de câmpul lung la târgul de la Suceava. Cum v-a ieșit anul ăsta? Foarte bună, din ce în ce mai bună, păi progresez, tot experiență. Crăciul tradiționalii, curielii, am mai mult bazat picăciuli, eu. De ce? Păi așa mi-a rămas mie în sinci, că tot neamul meu a fost cojocar și... Nu se mai poartă căciulile astea de miel? Acum, da, nu e sezonul, dar se poartă, că doar ce să... Dacă o să fie o iarnă grea, una e fiesul și una e căciula. Deci la ce să fim atenți când vrem să ne cumpărăm o căciulă de miel? Mulți factori. Măcar un element dați-ne. Păi, să traiți de ea, să nu se rupă. Uitați, să-mi fac eu așa. Asta e calitate, da? Da. Care e cea mai valoroasă piesă pe care o aveți acum aici? Cămașa de pe mine. Descrieți-o puțin, mă rog. Da. E o cămașă cusută în puncturi, foarte veche, se cunoaște după pânză. Pânza e de ce creață, nu-i bumbacul din ziua de azi. E foarte măruntă, numai pe două firuțe. Uitați, când s-o băgat în apă, e trecut fir prin fir. Câți ani are? Păi, cred că e mai bătrână ca mine. Deci cine a făcut-o? Mama? Bunica? De la mama, de la bunica, deci e foarte veche. Este în familia voastră de mult, nu? Da, 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 da. Am moștenit așa, țin la dânsa foarte tare. Deci asta nu o vindeți niciodată? Nu, e de vânzare. Pentru vizitatori, acest târg este o încântare. Găsesc aici, la un loc, o grămadă de produse excepționale, făurite de mâini dibace ale meșterilor populari. Cum mi se pare ideea de târg de sânziene la Suceava? Este foarte frumos, nouă ne place, că suntem deci din zonă și ne place. Încă apreciați ce oferă meșteșugarii noștri, nu? Da, da. Păi, cel mai frumos, cel mai natural, cel mai... Autentic. Da, autentic, da. E frumos, adică... Pentru cei care iubesc ce vă sunt trecut, e plăcut. De unde sunteți? Suceava, Mitoc noi. Vă că ați făcut cumpărăturile de la târg. Ce v-ați cumpărat? Ce v-a plăcut? Un pandantiv este pe o coajă de ode scutruț și făcut pictat după tehnica în condeiere Oller. Ați mai văzut așa ceva? Din asta nu. Așa nu. Dar o bineînțeles. Da, da, da. Și colecții. Și acum vă deschideți o nouă colecție, probabil cu astfel de coliere? Nu mi deschid o nouă colecție, doar că îmi place tot ce e făcut handmade, tot ce e făcut prin efortul și talentul cuiva. În perioada 22-25 iunie 2023, Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava și Asociația Produs în Bucovina, organizează Târgul de Sânziene, Târg al Meșterilor Populari, în piața 22 decembrie, Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Avem invitați din țară, sunt aici peste 30 de meșteri care, pe lângă expoziție, vor oferi și demonstrații practice. Noi am încercat ca această zonă
zonă care este a Consiliului Județean al Centrului Cultural, să venim cu meșteri și cu gastronomia produsă Mucovina, doar cu produse realizate de participanții la expoziție. Prin urmare, este totul sub zodia autenticului, să spunem așa. Prin urmare, oriunde veți fi în această perioadă, încercați să vă puneți în agenda acest târg, pentru că sunt lucruri extrem de interesante. Sâmbătă, pe 24 iunie, va fi organizată o expoziție de costume populare din recuzita meșterilor populari, prezentate pe panouri și manechini cu ocazia Zilei Universale a ei, fiind evidențiată cămașa cu altiță, element de identitate culturală în România, recent introdusă în patrimoniul UNESCO.